Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mama Geta, supărată foc după nunta Getuței. Nici bine nu a plecat fiica ei cea mică și îi duce dorul foarte tare, mai ales că femeia a rămas acum singură cu treburile casei, Iancu Sterp a vrut să o aline pe mama lui, însă aceasta nu s-a lăsat îndupălecată și l-a amenințat pe fiul său că va pleca și ea de acasă, când vor veni copiii să o viziteze, ea nu va mai fi acolo. Iancu a vorbit deschis cu mama sa despre sentimentele pe care le are aceasta după ce și ultima sa fiică s-a măritat și a plecat. Mama Geta, sunt foarte fericită, dar în același timp și puțin tristă că nu-i Getuța toată dimineața aici, Iancu. Mama nu-și mai revine, ca și cu furtul. Te ajut eu, dar nici tu nu ești aici de multe ori dimineața. Unde dormi noaptea, Iancu? M-am mutat și eu la Timișoara, n-ai văzut. Vin jumate aici, jumate acolo, mama Geta, vedeți cum faceți. Vedeți că și eu mă mut. Când veniți acasă, nu mai dați de mine, păi și casa cui rămâne, mama Geta, mă mut în Costa Rica. A fost dialogul dintre mama Geta și Iancu Sterp. Iancu a surprins-o puțin pe Denisa, dar le-a promis urmăritorilor că în curând va face o filmare împreună cu iubita lui în care vor dezvălui cum s-au cunoscut. Singura precizare pe care a făcut-o referitor la acest subiect este că s-au cunoscut în perioada liceului. M-ați întrebat foarte mulți când o să fac un vlog cu fata asta misterioasă de pe rețelele de socializare. Nu facem astăzi vlog, că e la volan, nu vreau să o distrag foarte tare. Ne întoarcem de la București, Denisa a fost șoferul meu. Știți voi că femeile nu conduc așa bine în general, Denisa conduce mai bine decât mine și mulți bărbați. Tot mă întreabă lumea de tine, o să facem un vlog împreună, dar la timpul potrivit, a spus Iancu Sterp. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.